tu? Mă, Vasalică, cum te-o chemat? Nu contează. Dacă nu mai ai pe mine, zice Dumnezeu, n-ai nimic, nici nume. Dacă nu mai ai pe mine, ai cod numeric personal, ești număr. CNP. Zice Hristos, eu cunosc oile după nume. Eu îmi cunosc oile după nume. El zice, Mărie, ai acasă. Tu îi întorci pe oameni în țărână. Mă iubește foarte tare, o vizit și mă îmbrățișat acolo. Și eu îl iubesc pe el. Mă trebuia să-i fi spus tatăsu. Predicatorii n-au voie niciodată să aibă șervețe alea ținile Darius. Prima lege a predicării spune, orice predicator trebuie să aibă batist. Nu șervețele. Asta e legea predicării. Exact. No. Cred că înțelegeți. Eu nu înțeles. Vreau să vă spun că vă iubesc. Ce nu e regulă cu noi, cu pocăința noastră, este că atâta zice că ne legăm de Domnul încât uităm să ne mai legăm și de ceilalți. Și stau lângă noi oameni care au nevoie de un cuvânt bun. O să vă spun ceva, n-am spus, cred că nicăieri. Când mă duc la evangelizări, ajung câteodată noaptea la ora 3. Două noapte acasă și trec prin sat. Mama stă la prima casă în Pântășești și șoseaua e acolo, aproape. Vreau să vă spun că de când mă duc la evangelizări, de 30 de ani, mama niciodată nu s-a culcat până n-am ajuns acasă. Îmi dorm copiii, îmi dorme soția, mama niciodată. Bă, zice, cum a fost? Numai un bip să-mi dai să știu că ai ajuns acasă, atâta, mă, un bip. Pentru că până la urmă nu ne rămâne mare lucru pe pământul acesta. Avem amintiri din ce în ce mai estompate. Tot mi-aduc aminte să... Încerc să-mi amintesc că tata a murit urmă cu 10 ani, dar încerc să-mi amintesc anumite lucruri cu el și... Nu mi-aduc aminte, de mult. Uităm. Vin alte informații în capul nostru, alte amintiri în capul nostru. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că El nu uită niciodată. Are o aducere aminte Dumnezeu extraordinară și selectivă. Își aduce aminte de un pahar cu apă pe care l-ai dat, dar nu-și mai aduce aminte de păcatul care l-ai făcut ieri. Nu găsesc, zice, nicio nelegiuire în Iacov. Cum nu găsesc nicio nelegiuire? Că Iacov e nelegiuit. Zice Iisus Hristos către ceilalți doi, către Emaus. Zice, tu e singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim. Zice Iisus, ce? Te-am uitat. I-am bătut cuie în mâini și în picioare și el zice, ce? Că nu mai știu. Și s-a rugat pentru noi, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar nu-și mai aduce aminte că eu și cu tine i-am bătut cuie în mâini și în picioare. Și stai Dumnezeu nostru, uit-o când vrea. Moartea este pasul final de despărțire. De despărțit de cei dragi, pleacă sărutații cât mai aveți timp, bucurați-vă unii de alții cât mai aveți timp, aveți telefoanele, le folosiți prost, în loc să-i sunați pe cei dragi, stați pe ele să vezi ce ți-a mai spus cineva din lume care nu te cunoaște. Băi, oameni buni, avem 5.000 de prieteni, avem 10.000 de prieteni pe Facebook și când murim, nu-i nimeni lângă noi. Ce prieteni să e, mă! Vreau să vă spun ceva și românilor și romilor, țiganilor care sunteți aici cu dragoste. Și cine contează în viața voastră? Ultimii 4-5 care merg de la mormântul dumneavoastră. Primii care pleacă de la mormânt, când e mormântarea eu, apoi fuge fanfara după mine. După aceea fug ceilalți oameni repede, fiecare cu pachetul sub soară. Și dacă vă uitați în capătul dealului acolo sus, sunt o 3-4 rezimați unul de altul ca niște pomi în pădure. Și tocmai stau să pună bulgării. Tocmai stau să pună floare, să aranjeze ultima cunună. Pentru aia 4 să merită în viață să munceți. Pentru aia 5 merită în viață să faceți ceva. Pentru că aia contează, ceilalți nu contează. Vă promit și nu să ține promisiuni. Așa e omul, blestemat să fie omul, zice în Biblie, care se încrede în alt om. Vreau să vă spun în această zi că moartea este un pas al despărțirii. Zice Iisus Hristos, să nu cumva să credeți că am venit să aduc pacea, am venit să aduc sabia.
și voi despărți. Și când m-am gândit la asta, mă gândesc la două lucruri. Că toată viața noastră nu e altceva decât sabia lui Hristos între noi. Între doi tâlhari, Hristos cu o sabie, unul rai, unul iad. Iisus Hristos vine și zice că se pocăiește omul și face de dușman pe cei din casa lui. Sabie, despar pe soț de soție. Am văzut despărțirea asta în casă la noi, că n-a fost zis să ne spună tata la mama, pocăiește că te omor într-o zi. Când vine Hristos în viața noastră, desparte obiceiurile noastre, viața de dinainte și viața de după, și sunt diferite complet. Înainte de ce am întâlnit cu Hristos și după ce m-am întâlnit cu Hristos, vreau să înțelegeți că Hristos nu face altceva decât dă cu sabia. Din gura lui zice în Apocalipsa că ia-și o sabie. Cuvântul lui o sabie. În această zi să nu uitați că familia lui Șicot, a lui Petre, Hristos a mai zis, mai dau o dată cu sabia. Dar vreau să înțelegeți un lucru. Mâna care o dă cu sabia în dreptul vostru astăzi, trebuie să o sărutați că e mâna Domnului. Și El știe că El nu face greșeli. Căci toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Înseamnă că Iisus a sfârșit alergarea. Înseamnă că Dumnezeu care vede viitorul a zis, Maria, hai acasă că te duc tu cu mai bun. Nici fetele, nici pruncii, nici Bădălin, nici Flaviu, nici Petre nu-ți pot asigura ce-ți pot asigura eu. S-a dus într-un loc unde nu există diabet. S-a dus într-un loc unde nu există comă indusă. S-a dus într-un loc unde nu-i mai nimic de construit. Tot e gata.